Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din România, curtea miracolelor. Așa. România. Am spus că am început cu ăla care a lăsat mașina pe drum cu pană și a luat bateria să nu-i se fure, dar tot i-au furat. Da. În cazul ăsta avem așa, mai mulți săteni din comuna Pârscov, Buzău, au reclamat la un moment dat, acum câteva zile se întâmpla, că le-au fost furate găinile și alte animale din ogradă. Imediat, polițiștii rurale au fost puși în alertă. Deci tot respectul pentru poliția rurală. Care seama, în ultima s-a dat alerta acolo. Numai găinari, numai horodniceni, vânează tot. Deci, după cum relatează corespondentul local în ziarul Adevărul, citez, imediat după primirea sesizării, datele au fost diseminate către întreg dispozitivul de ordine și siguranță publică. Păi, ești nebun. Diseminați imediat. Urgent. Stejar extremă urgență. Cu datele diseminate și ochii în patru, un echipaj de poliție rurală ce acționa în localitatea Cislău a observat un autoturism ce corespundea informațiilor relatate. Mai mult, șoferul acestui autoturism a virat brusc la observarea autospecialei poliției. Mă l-au prins. Nino, Nino, urmărire în Cislău, Buzău, în scurt timp... Erau cu caleașca, cu ce erau? Băi, cred că aveau, stai, că au cel puțin Dacia Logan. Dacă nu chiar... Nu, nu le-au dat BMW-uri și lor? La ăștia de la rurală nu cred că le-au dat BMW-uri. Nu de alta, okay. Dar nu e suficient de plan drumul. Bun, hai să nu râdem. Domne, s-au dus după ei și i-au prins. Deci, fugarul a fost prins, urmează o scenă de Stan și Bran, țineți-vă bine. Polițiștii au descoperit că mașină se aflau. Liviu Andronache, zis Vanghele. Păi eu nu înțeleg poreclele astea. Deci cum îl cheamă pe ăsta? Liviu Andronache. Hai să zicem Vanghele. Cred că o seamănă cu personajul de la Evanghelie. Nu seamănă deloc, am văzut. Nu seamănă? Ah, okay. Bun. Liviu Andronache, zis Vanghele, un interlop din Buzău, zice presa locală, soția dânsului, doamna străina. Să rămâne doamna străina. O cheamă străina, mă. De străina. Înțelegi, s-a dus... Mă, când s-a dus familia doamnei, sau cine s-o fi dus la sfatul popular... Așa se pun numele în zona. Înțelegi? Cum îi zici? Îi zici străina. Da. De ce îi zici străina? Nu mă... Înțelegi? Bun. Adică, măcar, știi, aia pe care îi cheamă, televizor, Mercedesa, mă, e aspirațional. Adică a văzut extraordinar ce da străina. Eu cred că asta vine de la o telenovelă, dacă e să-mi dau cu părerea fără Bun. Să mă întrebi. Deci l-au găsit pe domnul interlop Liviu Vanghele Andronache, pe soția lui străina, pe amanta acestuia. Aici nu spune numele, vezi? Nu. Plus 30 de găini și un iet. O parte dintre orfani erau prins, îndesate pe bancheta din spate, lângă amantă. Voi vă imaginați ce era în mașina aia? Și acum înțelegem și de ce i-a prins atât de... Deci când avea loc urmărirea, vă rog frumos, încă o dată, ăsta este un film, e custurița tot. Deci e urmărire prin Cislău, în noroaie, pe ulițe, pe acolo, ăsta, cu mașina, dă-i forjează, doamna străina chirăie, în spate amanta și dânsa țipă, orătănile prin mașină, zboară fulgi și iedul, bietul de el, behăie și el. Îți dai, dai seama că iedul a scăpat de Paște, și... ca să zic așa. L-au prins. Spate... Polițiștii cu girofaruri. L-a prins Vanghelionul. Eliberați iedul! Da. Opriți că tragem! Da, asta e. Domnul Vanghele a recunoscut fapta. A admis că furase aproape tot conținutul mașinii, deoarece are multe guri de hrănit acasă în palatul de lângă piața săracă. Deci el, interlopul, are, fură 30 de găini ied, pleacă la furat cu soția și amanta, mă. Și locuiește într-un palat lângă piața săracă, mă, de unde locuiește... Ai de capul meu. Da. Da. Domnul Vanghele, să știți că are mai multe condamnări pentru fult, tâlhărie, trafic de persoane. Am zis fult? Da, ai zis de acum spunem Dan Petrescu. Da. Trafic de persoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.